să știți că eu sunt cel care am fost cu ideea să-mi aduc socra în aceeași curte să locuiască cu noi. Unii dintre voi știți că socra noastră, socra mea mai exact, mama lui Andreea, s-a mutat parțial. S-a mutat parțial, că nu-i pe deplin mutată, la noi în curte. Și am fost foarte interesat de ce a avut Andreea de la Emigranți în Grădină să spună despre acest subiect. Cea mai mare parte, deși am înțeles argumentarea ei, însă în total dezacord cu ea. Și știu că e un subiect spinos în general în România, ideea de a locui cu socrii. Însă, poate că datorită faptului că ne-am învățat de-a lungul timpului să ne ferim de soacre, mai ales de soacre, uităm avantajele ce le presupune ideea de a locui împreună cu părinții, cu socrii și așa mai departe. În primul rând, cel mai evident avantaj e că puterea noastră ca oameni stă în numărul în care suntem. Și cu cât suntem mai mulți, mai bine închegați și mai apropiați, cu atâta cu toții avem de câștigat. Atunci când noi alegem să ne îndepărtăm de rudele cele mai apropiate, de fapt noi pierdem. Și o să vă explic despre ce e vorba, pentru că socra mea are doar 2 copii. Cam din totdeauna de când m-am căsătorit, am avut o relație foarte bună cu soacra. Bineînțeles că am avut certuri, am avut și frecușuri, am avut și discuții, am avut și dispute, ca să le zicem așa. Însă, cu toate acestea, problemele s-au rezolvat întotdeauna. Unul dintre noi și-a asumat greșeala și am continuat o relație amiabilă. Așa că mi s-a părut de bun simț și o idee foarte bună să o invit pe soacra să stea la noi. Unul dintre avantajele care noi le avem în locația în care suntem în Maramureș este că avem 2 case în curte, o casă și o căsuță, și o distanță destul de mare între ele, că e vreo 50 și ceva de metri. Și atunci, dat fiind faptul că soacra mea devine din ce în ce mai în vârstă, chiar dacă încă mai merge la lucru, probabil va exista un timp în care ea se va pensiona și va avea din ce în ce mai multă nevoie de ajutor. Și din totdeauna acest ajutor, această sarcină de a fi de ajutor, a căzut pe copii, urmașii celui care are nevoie de ajutor. Eu socotesc că cea mai bună modalitate ca să-i fiu eu de ajutor soacrei mele, îi s-o aduc cât de aproape. Sigur că nu mi-ar conveni să locuiască cu noi în casă pe un termen foarte îndelungat, însă, dat fiind avantajul că mai avem o căsuță aici, poate să locuiască independent, atât cât de mult timp are nevoie și cu avantajul că atunci când are nevoie de ajutor, noi suntem foarte aproape să venim să ajutăm. Am frecvent discuții cu părinții mei, care sunt la Oradea. Și deși încă părinții mei nu au ajuns să ceară ajutorul pentru ceva anume, încă sunt în putere și se pot descurca, va veni vremea când chiar vor avea o nevoie reală de noi, de mine ca fiu al lor, ca copil. Și, din păcate, cu părinții mei, eu fiind de Maramureș, mă tem că va fi foarte dificil să-i ajut. Așa că în ideea asta mă bucur că părinții mei mai au încă 4 copii, care sunt unii dintre ei mult mai aproape decât mine de Oradea, și va avea cine să-i ajute. Dar soacra mea era aici în Baia Mare și îi în tranziție de a se muta în satul nostru cu noi în aceeași curte. Trebuie să știți că înainte de a se muta soacra aici, noi am fixat niște bariere. Am fixat proverbiala linie în nisip, cum se spune, despre care fiecare știm unde îi. Da? Dumneai știe clar, de la început o știut, că noi o respectăm, o iubim, o apreciem și ne dorim să fie aproape de noi, ca să o putem ajuta. Însă, atunci când sunt lucruri care nu o privesc pe ea, oricând
simțim nevoia, putem să o invităm să plece la ea acasă. Da? Și dacă am pornit această călătorie de coabitare cu soacra în aceeași curte, cred că am făcut un lucru bun să stabilim care sunt limitele. Eu dintotdeauna am considerat pe soacra mea o persoană foarte respectabilă, o persoană care merită tot ce e mai bun și o persoană care m-a iubit pe mine în primul rând de când m-a cunoscut. Și atunci simt nevoia și dacă pot, încerc să o ajut atâta cât pot când am timp. Trebuie să vă spun că, după părerea mea, argumentele pe care Andreea, de la Emigranți în Grădină, le-a adus în video ei, sunt foarte, foarte egoiste. Și credeți-mă că în relația cu soacra mea și eu sunt extrem de egoist. Tocmai de aia, pentru bunăstarea mea sufletească și psihică și fizică, am considerat că cel mai simplu ca să-mi pot ajuta soacra la bătrânețe este să o aduc aproape de mine, ca să nu trebuiască să mă deplasez departe până în oraș, să-i duc o cană de apă, cum se spune, sau să o ajut cu oarece. Și în cazul de față, și-au adus niște lemne, sunt în zonă, nu mi-e mare bătaie de cap să plimb o roabă de aici colo și să-i așez niște lemne. Cred că unele din prejudecățile ce le avem noi în legătură cu socrii și soacre în special, se datorează faptului că în trecut, ca să luăm exemplu acum vreo 60 de ani, bunicii mei locuiau împreună, bunica mea locuia cu soacră sa și îmi povestea cât de mari greutăți și dificultăți avea din cauza faptului că soacra ei avea o părere, bătrânii se mai bagă tot timpul să-ți dea un sfat chiar și când nu-i nevoie. Și fiind într-o curte mică și locuind într-o casă mică, pentru că acum 60, 80, 100 de ani oamenii trăiau în case foarte mici. Poate aveau două camere la o casă și într-o cameră locuiau bătrânii și în cealaltă cameră locuiau familia tânără și cu o grămadă de copii. Dar suntem în secolul 21 și cel puțin noi, locația noastră din Maramureș, avem două case în curte. Nu mai e situația ca soacra mea să stea toată ziua în picioarele mele sau în fața mea și să-mi bage de vină. Cum vă ziceam, înțelegerea noastră de la început a fost că, dacă ajungem la neînțelegeri, fiecare îl poate considera pe celălalt un vecin și să își vadă de treaba lui fiecare, fără să ne complicăm viețile. Sigur că deocamdată e numai poveste despre asta. Însă, cred că după 12 ani de căsnicie îmi cunosc foarte bine soacra, și probabil mai mari dificultăți sau mai mari bătăi de cap o să aibă Andreea, soția mea, cu mamă sa. Eventual, zic și eu, dacă nu s-or înțelege la ceva. Că eu sunt genul de om care, deși sunt egoist, atunci când pot, încerc să ajut. Și iarăși când sunt nervos pe ceva, nu mă interesează. Eu mă duc în treaba mea, în vădeale mele și mă detașez complet, total. Consider că în felul ăsta mă protejez de prea mult stres. Și dacă va fi cazul, același lucru vei face și cu soacra mea, pe care o iubesc, o admir și o respect foarte mult pentru felul cum a crescut-o pe fiica sa, adică pe soția mea. Dragii mei, puterea noastră stă în unitate. Dacă avem spațiu suficient, consider că trebuie să ne reașezăm din nou gândurile, să ne aducem bătrânii aproape, pentru că e responsabilitatea noastră ca generația tânără să-i îngrijim, să-i ajutăm și să-i susținem. Dacă nu-i nevoie să-i purtăm în brațe, dacă nu-i nevoie să le dăm mâncare cu lingurița în gură, consider că e foarte, foarte important să le fim aproape. Să se simtă, să nu se simtă singuri măcar. Și eu cred că soacra mea asta, fie că iarnă sau vară, când a venit să-și mai bage pe foc sau când a stat aici pe terasă și s-a uitat în zare, dacă o fi certați vreodată, a putea să zică, neața bună vecine. Și când o fi certați, cred că atât a fi destul. Dar, pe de altă parte, în vremurile bune, care sunt cele mai multe vremuri, sunt bune pentru noi, sunt 50 de metri între noi, poate să vină să mă întrebe ceva, pot și eu, să știți că de multe ori, cum vă ziceam că sunt egoist, profit despre faptul că soacra mea e în apropiere, când am de lucru cu fânul, o întreb, dacă vrea și poate să vină să mă ajute cu un pic de fân, câteodată să știți că de cele mai multe ori vine. Așa că e tot în avantajul meu că soacra mea e aproape.
Și câștigă și ea câte un pic. Că mai are cine aranja câte un lemn. Când ea e în oraș la lucru și noi suntem pe acasă, numai ne dă câte un telefon să mergem să-i facem un foc, să-i fie călduț pe când ajunge acasă. Și așa treburile că cu toți avem de câștigat în a ne ține familia și familia apropiată cât de aproape. Soacra mea e o femeie foarte de gașcă, cum se zice în zona noastră. Știe să țină la glume mai bine ca mine, că eu mai degrabă mă supăr când îmi ia ea câte o pastilă, așa câte o torpilă. Dar ea mă tolerează foarte, foarte bine și cred că asta e secretul relației noastre, atâta de bune de până acum. Sperăm ca relația asta să continue la fel de bine și să se dezvolte mai bine. Sunt curios de părerile voastre vis-a-vis de acest subiect. O să vă rog să-mi scrieți în comentarii ce experiențe aveți voi cu soacrele, dacă aveți astfel de experiențe. Și eu vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip. Dați un like dacă v-a plăcut, scrieți un comentariu. Vă salut și ne vedem data viitoare!